Scenariu nesperat de bun pentru Gloria în etapa 14-a. Dacă buzoienii au trecut lejer de Foresta Suceava cu un sec 4-0, contracandidata la promovare s-a împiedicat la Râmnicu Sărat. Oțelul a fost învinsă de un gol reușit de Bobe și el fost component al lotului Gloriei. La ultima reprezentație din 2018, Gloria a reușit un joc bun, scorul reflectând fidel ce s-a întâmplat pe gazon. În urma rezultatelor din weekend, Gloria conduce în clasamentul seriei 1 a Ligii a 3-a la 6 puncte de contracandidata Oțelul, de menționat că echipa de la malul Dunării a disputat doar 13 meciuri, cu unul mai puțin decât Gloria. Roșalbaștrii nu vor intra în vacanță imediat după meciul cu Foresta Suceava. Pentru buzoieni urmează o scurtă perioadă de pregătire până pe 10 decembrie. Nici zilele libere acordate de conducerea tehnică nu vor fi multe. Lotul se va reuni pentru un cantonament la Centrul Olimpic de la Izvorani. Între timp vor fi programate și câteva amicale pentru pregătirea returului.